Este bună pentru România. Una dintre cele mai mari valori ale țării se întoarce pe meleagurile noastre, după ce s-a confruntat cu diverse probleme în sănătate. Ionuț Dorănescu a oferit noi declarații în legătură cu starea de sănătate a mamei sale. Așadar, la finalul acestei veri, Maria Ciobanu se va întoarce în țară. Aceasta este considerată una dintre artistele de aur ale României, fiind supranumită Ciocărlia muzicii românești. De mai mulți ani, interpreta de muzică folclorică s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, mărturisind că duce o viață mult mai bună decât pe meleagurile natale. Între timp, ea chiar a reușit să obțină și cetățenia americană. Cu ceva vreme în urmă, ea a povestit că România avea o pensie de doar 1200 de lei, fapt ce a îndemnat-o să meargă în continuare la evenimente, cu toate că avea în jur de 70-80 de ani. Mutarea în America i-a adus un venit considerabil mai mare. Din păcate, venirea acesteia nu este permanentă, ci se întoarce cu ocazia unei nunți. Anunțul a fost făcut chiar de fiul ei, Ionuț Dolănescu, care a declarat că mama lui nu mai prestează în domeniul muzicii, însă starea ei de sănătate este una foarte bună, scăpând de problemele anterioare. Mama e în America, probabil în august va veni în țară să fie prezentă la un eveniment din familie, la o nuntă din Sibiu. Nu mai cântă, dar mulțumim bunului Dumnezeu că la 85 de ani e sănătoasă, e lucidă, a povestit acesta pentru Impact.ro. În această perioadă, artistul se află pe litoral, unde va participa la mai multe evenimente private, însă până atunci se bucură de soare alături de familia lui. Fosta sa parteneră de viață locuiește tot în Statele Unite ale Americii, mai exact în Los Angeles, alături de fiica ei, Camelia, în timp ce cealaltă fată, cea mare, Leontina, locuiește în Franța.